Într-o zi, un unchi de-al meu mi-a arătat o carte în care scrisese istoria familiei. Avea acolo niște fotografii cu toți oamenii din familia noastră, despre care știa lucruri foarte precise. Cine le făcuse, când, unde, cum. Era acolo una despre care nu știa mare lucru. Fotografia asta nu-i făcută de mine. Cine a făcut fotografia asta? Fotografia asta e făcută, dacă mi-ai adus-o. Asta e făcută... În ce an e făcută? Familia mea e una dintre puținele familii de români rămase. Iar românii au trăit dintotdeauna răsfirați prin Balcani. N-au o țara lor, dar au un trecut glorios. Răsfăind cărți despre ei, găsesc fotografii vechi. Aproape toate fotografiile au aceeași semnătură. Alo, bună ziua, domnul Nicolae Tanașoca? Da, vă rog. Aș vrea să vă întreb dacă ați fi dispus să ne întâlnim odată, să-mi spuneți câteva lucruri despre cine au fost frații Manachia. Primii adevărați cinași din Balcani. It's easy for Limbier or I don't know, Edison, if you are live and work in France at the very beginning of the 20th century. It's easy to buy the camera and shoot. But here in the Balkan, in Ottoman Balkan. Мой брат был в Париж, и там он студировал нечто за цирцание. После, когда видит там, 1905 година, видит, за что им аппарат за снимание, то и как и фотограф, го купи аппарат от Франции и го донесе в Битул. Баше немаше в Париж, ще уйди чак в Лондон. От Лондон го донесе аппарат. Беше мало забранено такви работи да има от турско време. Ама с Бог го донесе той, без да знава луѓето и царина турска што е било. И било, почнаме да снимаме со филмот.